Bună ziua, bine ați venit în bucătărie la Camelia, la prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Astăzi vom face iaurt cu semințe de susan, de in, de bostan, de floarea soarelui și de mac. Un mic dejun sănătos. Și să vedem modul de preparare și de ce avem Ați nevoie. venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu camelia și bucate gustoase și nu numai. Astăzi încep cu un mic dejun. Am aici un pahar de 200, un pahar de apă cu iaurt natural fără zahăr. Și voi pune în acest iaurt câte o linguriță de semințe de bostan, semințe de susan, semințe de mac, semințe de floarea soarelui și semințe de in. Așa. Și le vom pune aici în acest mixer, acest blender. Așa. Și vom lua o linguriță de mac. Așa, o linguriță rasă să fie. O linguriță de susam. O linguriță de semințe de bostan. O linguriță de semințe de floarea soarelui. Și o linguriță de semințe de in. Așa. Voi închide bine, bine. Și apoi, acum le voi mixa. Să le transformăm în praf. Am să fac puțină gălăgie. Așa. Dăm deoparte. Și aici avem semințele noastre. Vedeți? Așa. Și scoate încet. Încet, încet, să văd dacă reușesc. Cu o lingură vom pune totul peste iaurtul nostru. Și acesta este micul meu dejun. Și să știți că are un gust super, super, super. Dacă vă place julfa, să știți că aduce foarte mult cu julfa. Cu semințele de cânepă. Așa. Amestecăm încet. Amestecăm așa bine. Să știți că este un deliciu. Să încercați. Și punem tot ce ne-a rămas. Și amestecăm bine. Bună ziua, bună ziua și bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Începem cu acest iaurt, cu semințe. Cu semințe de bostan, de floarea soarelui, de in, de susan și de mac. Eu le-am măcinat pe toate. Așa. Să știți că este foarte, foarte bun. Pun deoparte. Și amestecăm așa bine.
dulce miros de aceste semințe măcinate. Eu deja salivez. Să încercați să vedeți ce bunătate. Ia uitați cum arată. Vedeți? Așa. Iaurt cu semințe. Este un deliciu. Și cum am spus, dacă vă place jurfa, deci toate astea amestecate seamănă foarte mult cu jurfa. Și acum, dacă dorim, putem și decora cu două, trei semințe de bostan. Așa. Punem câteva semințe de in. Acum, dacă dorim să decorăm, dacă nu, lăsăm așa. Semințe de susan. Semințe de floarea soarelui. Așa. Și semințe de mac. Așa, mai punem așa câteva de bostan, așa, aici. Așa. Și acesta este iaurtuțul meu. Micul meu dejun. Cu semințe. Să încercați să vedeți ce bun este. Este un deliciu. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, pentru distribuire, pentru că îmi sunteți alături. Vă doresc multă, multă sănătate și numai bine și ne vedem cu următoarea rețetă. Vă pup dulce, la revedere și multă, multă sănătate, pupici!